Salut, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botnar. În acest tutorial video C++ am de gând să vă vorbesc despre utilizarea unui tablou ca și argument al unei funcții. Puteți să utilizați un tablou ca și argument al unei funcții, pentru aceasta va trebui să scrieți numele tabloului în interiorul parantezelor funcției care este apelată. Am făcut o parte din codul exemplului care va face această demonstrație și anume am scris prototipul acestei funcții afișare valori. Pe aceste linii am declarat această constantă dim care a fost inițializată cu această valoare 5, această variabilă de tip întreg i și acest tablou listă valori care are 5 elemente inițializate cu aceste valori și această constantă dim a fost utilizată pentru a determina dimensiunea acestui tablou listă valori care va avea dimensiunea 5, adică va avea 5 elemente pentru că această constantă a fost inițializată cu această valoare 5. Bun, haideți să vedem cum putem să utilizăm un tablou ca și argument al unei funcții. Pentru aceasta voi utiliza această buclă for. Haideți să compilăm acest cod de program. Da, avem aici o eroare, să vedem despre ce este vorba. Aici am uitat să adaug aceste lucruri, acest operator. Bun, haideți să compilăm din nou. Da, nu avem o eroare în acest moment. Haideți să lansăm acest program în consolă. Acesta este rezultatul aplicației. Practic, această aplicație a fost capabilă de a afișa în consolă toate elementele tabloului, așa cum se poate vedea. Toate aceste elemente ale tabloului au fost afișate în consolă. Dar cum a fost posibil acest lucru? Practic, această buclă for este iterată de 5 ori pentru că utilizăm această condiție i să fie mai mic decât valoarea acestei constante dim, care este 5. Și ca urmare, această funcție afișare valori va fi apelată de 5 ori. De fiecare dată când această funcție este apelată, pentru că utilizăm acest tablou, listă valori, în calitate de argument al acestei funcții, va transmite această funcție o copie a fiecărui element al acestui tablou în interiorul acestei variabile valori, care va reține o valoare la un moment dat. Atenție încă o dată, această variabilă are capacitatea de a reține doar o singură valoare la un moment dat și nu are capacitatea de a reține întregul tablou sau toate elementele tabloului la un moment dat, pentru că această funcție, după cum vă spuneam, are capacitatea, așa cum a fost organizată, de a transmite o copie a fiecărui element al tabloului. Acest mod de a transmite elementele unui tablou se numește transmitere prin valoare, pentru că practic, această funcție afișare valori transmite în interiorul acestei funcții valori o copie a fiecărui element al acestui tablou listă valori. Dar pentru a demonstra acest lucru, că această variabilă nu are capacitatea de a reține întregul tablou, de a reține sau de a păstra, de a stoca toate elementele unui tablou, voi copia această buclă for în interiorul și am să o pastez în interiorul funcției. Voi face câteva schimbări aici, voi adăuga un nou parametru către prototipul acestei funcții și aici desigur că trebuie să adaug și aici un parametru și am să-l denumesc tot dim, dar cu litere mici. Deci acest parametru este o variabilă, am utilizat aceeași denumire, dar în acest caz este vorba de o constantă, acest dim este o constantă și am utilizat litere mari, iar în interiorul parantezelor definiției acestei funcții, acest parametru este o variabilă practic și am utilizat literele mici pentru a-l denumi dim și atunci voi modifica aici și voi trece această variabilă dim, iar aici va trebui să declar mai întâi această variabilă i ca să pot să o utilizez
în interiorul acestei funcții. Așa. Bun, și aici va trebui să adaug unde funcția este apelată, această constantă timp. Bun, cred că am terminat cu modificările, să fac o verificare de ultimă oră, așa, să vedem că totul este în regulă, cel puțin așa cred. Haideți să compilăm, acest lucru ne va spune dacă totul este în regulă, nu. Avem aici o eroare, dăm un click să vedem despre ce este vorba. Da, va trebui să inițializăm această variabilă, despre acest lucru este vorba, hai să-l inițializăm cu 0. Deci acest lucru înseamnă că în acest moment, așa cum arată această aplicație, va fi capabilă să acceseze doar primul element al acestui tablou și anume această valoare 1. Bun, haideți să vedem, haideți să compilăm, haideți să lansăm în consolă. Da. Este clar, a fost afișat doar primul element al acestui tablou de 5 ori și este vorba de această valoare 1, iar restul elementelor acestui tablou, această aplicație n-a mai fost capabilă de a le afișa în consolă, este vorba de următoarele elemente, 2, 3, 4 și 5. Haideți să adaug aici niște ghilimele ca să fie mai inteligibil afișarea în consolă. Bun, haideți să lansez din nou. Acum afișarea este mult mai inteligibilă, deci puteți vedea că în acest moment această aplicație nu mai are capacitatea de a afișa toate elementele, afișează de 5 ori primul element al acestui tablou, listă valori. De ce cauză se petrece acest lucru? Așa cum vă spuneam anterior, această variabilă valori are capacitatea de a reține doar o valoare la un moment dat. Nu are capacitatea de a reține toate elementele acestui tablou la un moment dat, practic întregul tablou la un moment dat. Această variabilă nu are această capacitate pentru că această funcție, cum este organizată, transmite o copie a fiecărui element al acestui tablou. Și atunci, din această cauză, această variabilă are doar capacitatea de a reține un element la un moment dat și din această cauză, chiar dacă utilizezi această buclă for, datorită faptului că această variabilă reține doar o valoare la un moment dat, nu mai are capacitatea această aplicație la acest moment să listeze și celelalte valori ale acestui tablou, mă refer la 2, 3, 4 și 5. Dar ce trebuie să facem ca această aplicație să aibă această capacitate de a lista toate valorile în tablou și cum ar trebui să modificăm această variabilă ca să fie capabilă să rețină întregul tablou, toate elementele tabloului la un moment dat. În acest lucru înseamnă că această variabilă va trebui să aibă capacitatea să acceseze adresa de memorie unde se află acest tablou. Pentru a putea accesa această variabilă și a reține adresa de memorie al acestui tablou și în același timp de a fi capabil de a reține toate elementele unui tablou, va trebui să adăugăm aici aceste paranteze în prototipul funcției, precum și aici în definiția funcției și aici în cadrul acestui obiect cout și va trebui să adăugăm acest index i. Aici, în funcția apelată, nu mai avem nevoie de acest index i, practic doar avem nevoie doar de denumirea, de numele tabloului. Așa, cam acestea ar fi schimbările și aici va trebui să nu mai e nevoie să inițializăm această variabilă cu 0 și în acest moment această aplicație ar trebui să fie capabilă să afișeze toate valorile tabloului în consolă. Haideți să vedem dacă acest lucru se întâmplă. Da, așa cum se vede se întâmplă. Avem toate valorile tabloului afișate în consolă în acest moment, pentru că această variabilă în acest moment are capacitatea de a reține memoria, adresa de memorie a acestui tablou, listă valori și practic în acest moment această variabilă a stocat toate aceste elemente ale tabloului la un moment dat. Acest lucru înseamnă că această variabilă accesează acest tablou prin referință și nu prin valoare. Transmiterea elementelor acestui tablou se realizează prin referință și nu prin valoare. În acest moment nu se transmite o copie pentru fiecare element al acestui tablou. Această variabilă va accesa prin referință acest tablou, va stoca adresa de memorie a acestui tablou și, practic, stochează prin aceasta toate elementele acestui tablou, listă valori. Și așa cum este acum organizată apelarea acestei funcții
afișare valori. Practic, acest tablou listă valori este utilizat ca și argument al acestei funcții, așa cum se vede aici. Am scris doar denumirea tabloului și în acest moment acest tablou joacă rolul de argument al acestei funcții afișare valori, dar așa cum este organizată acum funcția afișare valori, apelarea acestei funcții afișare valori, toate elementele unui tablou se transmite prin referință. Cam acestea sunt diferențele atunci când utilizați un tablou în calitate de argument al unei funcții. Ați văzut care este diferența? Te a transmite prin valoare elementele unui tablou sau dacă transmiteți prin referințe elementele unui tablou. Printre altele, mai menționez dacă veți utiliza prima metodă de a transmite valorile unui tablou prin valoare. Imaginați-vă dacă aplicația voastră trebuie să transmită un volum foarte mare de valori, aplicația va trebui să copieze element cu element și să-l transmită unei variabile care joacă rolul de parametru al unei funcții. Acest lucru va înceteni foarte mult aplicația voastră, dar dacă veți utiliza apelarea prin referință, atunci acest lucru va face ca aplicația voastră să se deruleze mult mai rapid, mai eficient, pentru că apelând prin referință, acest lucru înseamnă că variabila care joacă rolul de parametru al unei funcții este capabilă de a accesa, de a stoca adresa de memorie, doar adresa de memorie al unui tablou. Deci aceasta este diferența de a apela prin valoare sau a apela prin referință atunci când utilizăm un tablou ca și argument al unei funcții. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial. Vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!